Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat. Salut, fraților! Haideți că am venit de la cumpărători. Înainte să încep Q&A-ul, vreau să vă arăt ce am cumpărat. Apa era deja cumpărată. Aici am cumpărat un pepene. Așa. Cred că e al 10-lea pepe pe care îl mănânc de la începutul anului. Foarte mulți pepe. Am luat o drăcie din asta de la Capi, o limonadă. Foarte nașpa. Nu vă recomand. Am vrut să văd cum este. Dar nu este bună deloc. Am mai luat aici piersici. Vreo 5 piersici. Apă cu calciu. Da, se vede aici. Bun, Gatorade. Nu am mai băut de foarte mult timp Gatorade și am vrut să văd cum mai este. O să-l iau mâine la sală, probabil. Încă un Gatorade roșu, am luat ambele sortimente. Bun. Și de mâncare am luat așa. Pulpe de pui la rotisor, două pulpe. Și aici avem ceva garnitură, mâncare gătită. Avem o din asta cu legume, un ghiveci de legume și ce am mai luat eu aici, încă o garnitură. Spanac. Mâncare de spanac. Ia uitați-o. Da, fraților, cam astea sunt toate cumpărăturile. Acum ne băgăm să filmăm Q&A. Salut și bine ați venit! Eu sunt Otto și astăzi voi face primul Q&A de pe canalul Miere TVO. Haideți să începem. Eu de-abia am venit de la cumpărături, înainte am fost și la sală. Vreau să intru acum repede pe clipul acela la care voi mi-ați lăsat întrebări. Să vedem întrebările și să răspund. Imediat, sală la 118 kg. Acesta este clipul. Bun. Și-l avem aici pe John, care mi-a lăsat foarte multe întrebări. Și mai avem o întrebare de la cine? De la prietenul meu din Vâlcea, un băiat de aici din Vâlcea, care m-a întrebat ce părere am despre gastric sleeve. Eu văd că nici nu mai are nume. S-a întâmplat și a șters contul. Da, haideți să răspundem prima dată la întrebarea asta cu gastric sleeve. Da, eu nu mi-aș pune niciodată inel din acela pe stomac. Operație este o operație până la urmă și, nu știu, aș încerca să slăbesc normal, să slăbesc din alimente, să fac sport, să fac mișcare. După cum vedeți, sunt foarte, foarte transpirat. Flash că sunt. Da, nu am o părere bună despre operații în general, pentru că orice operație este riscantă. Și am auzit foarte multe lucruri de rău despre această operație, pentru că nu mai poți să mănânci. După aia dacă mănânci, nu știu, doi mici, deja te umfli foarte tare, te doare stomacul și nu mai putea să mănânci, efectiv. Iar una dintre plăcerile vieții, efectiv, este mâncarea și, nu știu, n-aș recomanda să-mi fac o... Adică, eu cel puțin nu mai aș face niciodată o operație și apoi să stau cu frică că nu pot să mănânc, că mi explodează stomacul și așa mai departe. Decât dacă, nu știu, sunteți bolnavi, suferiți de vreo boală, nu vă permite să slăbiți în mod normal și cum ar fi tiroida. Dacă suferiți de tiroidă, da, să zicem că atunci ați putea să faceți o operație de genul ăsta, dar eu nu v-aș recomanda. Ci mai bine să munciți și să luați, să încercați partea grea, ca să zic așa. Ia să vedem cum se vede și brațul, tocmai ce am venit de la sală. Bombă!
Bun, hai să trecem la John. John, că John mi-a pus foarte multe întrebări, este unul dintre susținătorii mei, el și cu Rockars. Pe Rockars puteți să-l urmăriți și pe Instagram, pentru că postează în fiecare zi poze cu mașini foarte, foarte frumoase. Bun, prima întrebare. De fapt, nu mai de să o luăm de la sfârșit. Când ai fost mic, cum erai, gras sau slab? Când eram mic, bineînțeles că eram gras. Din clasa a 4-a, a 5-a am început să pun pe mine. Deja în clasa 8 aveam 100 de kilograme, peste 100 de kilograme, 100 și nu mai știu exact. Dar da, mereu am fost gras. De când am început să primesc bani de buzunar, să-mi cumpăr prostii de la școală, corn cu ciocolată, sucuri și așa mai departe, am început să mă îngraș foarte mult. Bun. Ce te-a făcut să slăbești din nou? Și ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Păi, la a doua întrebare, ce m-a făcut să mă apuc de YouTube a fost chiar acest lucru, faptul că m-am apucat de slăbit din nou. Și am zis că de data asta trebuie să înregistrez progresul meu, pentru că mă va motiva și pe mine foarte mult, mă voi uita peste clipuri sau când îmi va fi foarte greu. Și doi la mână, poate reușesc să motivez cel puțin o persoană cu aceste vloguri. Eu cred că deja am reușit. Cred că deja am motivat mai multe persoane, sincer să fiu, și asta e un lucru foarte bun. Iar ce m-a făcut să slăbesc din nou? Efectiv, faptul că nu mai puteam să am o viață normală. Efectiv, mai aveam un pic, eram cu un picior în groapă, pentru că la 146 de kilograme, la 1,80 cât am eu, este extraordinar de mult, mai ales la 30 de ani cât am, deci foarte, foarte mult. Deja kilogramele, nu că, cum să zic eu, nu mai îmi plăcea mie cum arătam sau așa, pur și simplu, puteam să mor oricând, pentru că, să vă dau două exemple așa, țin minte că astă vară, acum am încălțat papucii, mă rog, acum o săptămână sau două, când am fost la piscină prima dată, am încălțat papucii cu care am fost astă vară la mare și țin minte că atunci mi-am desfăcut, ca o Sky, și mi-am lărgit, pentru că mi se umflaseră picioarele foarte, foarte tare anul trecut când eram la mare. De la zahăr, de la, nu știu exact de la ce, de la statul jos, efectiv, stăteam foarte mult jos. Și se umflaseră picioarele, m-am speriat foarte, foarte tare, nu mai mi-aveau loc în papuci, efectiv. Iar acum, când am luat papucii, mi intră așa un deget printre acolo la picior și îmi flencă, ne sunt foarte, foarte largi, trebuie să-i strâng, iarăși. Iar ce m-a șocat foarte tare a fost în această iarnă, când efectiv era să fac, nu știu, infart, eu am zis așa, bă frate, am făcut 3 preinfarturi până sus, până la etajul 4. Am venit afară, am fost la cumpărături, am luat două plase de rafii din acelea mari, le-am umplut numai cu băuturi, cu sucuri, cu bere, cu tot felul de prostii, cu chipsuri, deci cu tot felul de tâmpenii și efectiv a trebuit să mă opresc de 2 ori pe scări sau de 3 ori, nu mai țin minte exact, pentru că nu mai aveam aer aici în plămâni. Efectiv am crezut că amețesc, pentru că nu mai aveam aer și nu mai simțeam eu că încep să amețesc și nu mai am vlagă, că mă lasă și picioarele. Și pur și simplu atunci mi-am dat seama că este foarte, foarte gravă situația, pentru că risc să fac infart oricând. Și lucrul acesta m-a motivat. Frica de moarte, efectiv, m-a motivat să mă apuc din nou să slăbesc. Trecem la următoarea întrebare. Cum reușești să te ții de treabă tot timpul? Cum reușești să mă țin de treabă tot timpul? Păi, cum să zic eu, în primul rând datorită vouă, pentru că mi-am luat un angajament față de voi că voi slăbi. Și lucrul acesta, nu știu, eu sunt foarte parolist și foarte orgolios. Când promit ceva, nu există să nu pot să fac. Deci dacă am promis ceva, cu siguranță îmi voi atinge obiectivul. Mai ales acum că monitorizez aici procesul de slăbire pe YouTube. Chestia asta mă face să fiu tot timpul constant și să-mi văd de treabă și să mă duc la sală și să mi-ating obiectivul care l-am spus,
care l-am promis, nu m-a obligat absolut nimeni să iau această hotărâre, dar eu știu că sunt capabil să slăbesc pentru că am mai slăbit și în trecut 50 de kilograme. Atunci am avut și nutriționist, acum fără nutriționist, pentru că deja știu cam ce trebuie să mănânc. Ia să mai vedem aici un dublu biceps. Doamne, cum îmi place! Oh. Mamă! Deci dreapta asta e mult mai mare decât stânga. Mai ai pofte? Am auzit că tot nu mănânci 3 luni prostii. Am auzit că dacă nu mănânci 3 luni prostii, nu ți se mai face poftă de prostit. Da. Da, mai am pofte. Îți dai seama. Mai am pofte. Sunt foarte rare poftele, într-adevăr. De obicei mă iau noaptea, înainte să adorm, pe la 4 dimineața, 5. Da, sunt destul de nașpa poftele. Uite, chiar ieri am avut pofte, am mâncat paste. Alaltă ieri am mâncat un Snickers și... cam atât. Și am mai băut și o bere din aceea cu lămâie, dar și aceea are foarte multe calorii. Deci să zic așa că mi-am mai făcut din pofte zilele acestea, pentru că nu mai sunt așa presat de timp. Duminică cu siguranță voi avea 116,4 ca să fie 30 de kilograme slăbite. Iar apoi vom face acel clip frumos de transformare. Și astea sunt întrebările. Da. Scurt, foarte scurt acest Q&A. Dacă mai aveți curiozități sau întrebări pentru mine, nu ezitați să mi le lăsați mai jos în secțiunea de comentarii la acest clip, de ce nu. Iar noi ne vom revedea duminică cu foarte multe speranțe că voi ajunge la 116 kg. Vedem acolo ce se mai întâmplă. Până data viitoare, nu uitați, fraților, să faceți mișcare, pentru că este foarte, foarte bună pentru corp. Să faceți, să mâncați sănătos, să mâncați produse apicole, pentru că pe mine m-au ajutat foarte mult și vi le recomand cu drag. Nu trebuie să le cumpărați de la mine. Chiar dacă eu am magazin online și mă ocup cu așa ceva, niciodată nu o să mă auziți să vă zic, cumpărați, intrați pe site-ul meu, cumpărați. Nu, niciodată. Voi vă cumpărați produsele de unde vreți. Eu aș fi foarte fericit să îmi lăsați acolo în comentarii să îmi spuneți că ați consumat produse apicole și să îmi spuneți efectele, pentru că sunt sigur că și voi veți vedea cât de folositoare sunt și cât de benefice sunt pentru corpurile voastre. Da? Și să slăbiți, bineînțeles, dacă aveți nevoie să slăbiți, vă invit să urmăriți clipurile mai vechi, pentru că eu postez din ianuarie, am deja 90 de clipuri postate cu procesul de slăbire. Și veți vedea acolo și ce am mai mâncat în trecut și ce exerciții am mai făcut la sală. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, care mi-ați dat un like, care mi-ați lăsat un comentariu. Dacă vreți să vă uitați în continuare, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru a vedea când postez. Și bineînțeles să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că și acolo postez aproape zilnic poze și filmulețe cu ce am făcut în zilele respective. Eu sunt Otto, vă mulțumesc foarte mult, iar până data viitoare eu vă salut. Ciao! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.